Stimați membri ai Parlamentului European, excelențele voastre, stimați invitați, îmi face plăcere să vă urez bun venit în numele Biroului Parlamentului European în România. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a participa la dezbaterea de astăzi, organizată cu sprijinul colegilor noștri din cadrul Serviciului de Cercetare al Parlamentului European, pentru a discuta despre beneficiile potențiale viitoare ale acțiunii Uniunii Europene în diferite domenii. Crizele cu care ne confruntăm au un impact asupra vieții de zi cu zi și asupra perspectivelor de viitor ale cetățenilor europeni. Un răspuns comun la nivel european și implementarea unor acțiuni ambițioase și colective ale Uniunii Europene reprezintă o cale sustenabilă pentru a face față provocărilor existente, dar și celor care pot apărea. România este parte a proiectului european de 17 ani. În tot acest timp, România a beneficiat de finanțare europeană, care a contribuit la modernizarea și dezvoltarea țării, a beneficiat de avantajele statutului de stat membru al Uniunii Europene din perspectiva credibilității sale pentru investitori, iar cetățenii români s-au bucurat de avantajele izvorâte din apartenența României la Uniunea Europeană, și aici nu mă voi referi doar la binecunoscutele avantaje de a călători, de a munci și de a studia oriunde în Uniunea Europeană, dar și la beneficiile izvorâte din respectarea regulilor europene și rigorile respectării statului de drept. Uniunea Europeană este guvernată de principiul democrației reprezentative, iar Parlamentul European lucrează în interesul cetățenilor pentru o Europă unită, justă, coezivă din punct de vedere social, inclusivă și competitivă. Alegerile europene din acest an reprezintă exercitarea dreptului democratic al cetățenilor de a participa la deciziile privind viitorul Europei și de a asigura Parlamentului European legitimitatea de care are nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile și a adopta legislația necesară. Cu cât numărul celor care vor vota va fi mai mare, cu atât democrația noastră europeană va deveni și mai puternică. Pentru a sprijini instituțiile europene și statele membre în definirea agendei politice și pentru a oferi date concrete pentru o dezbatere constructivă privind o cale sustenabilă de urmat pentru următorii ani, Serviciul de Cercetare al Parlamentului European a elaborat studiul Creșterea valorii adăugate europene într-o perioadă încercată de provocări globale, reprezentarea costului non-Europei, perioada fiind 2022-2032. În cadrul acestui studiu se analizează potențialele beneficii ce s-ar putea obține în 50 de domenii de politică europeană, ținând cont de situația legislației Uniunii Europene și de potențialul neexploatat al acesteia, aplicând o analiză cantitativă adaptată fiecărui domeniu de politică europeană. Totodată, studiul prezintă și potențialele beneficii ale acțiunii strategice colective în comparație cu cele ale status quo-ului și ne ajută să înțelegem costul non-Europei. Pentru a prezenta concluziile acestui studiu, o avem alături de noi pe Mina Fernandez, din cadrul Direcției pentru Valoare Adăugată Europeană, Direcția Generală Servicii de Cercetare Parlamentară din Parlamentul European. În panelul de dezbatere de astăzi, suntem onorați că au acceptat invitația noastră domnul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al grupului Partidului Popular European Creștin Democrat, președintele Delegației Parlamentare de Asociere Uniunea Europeană Moldova, membru în Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare și în Comisia pentru Bugete. De asemenea, domnul Dragoș Păslaru, grupul Renew Europe, președinte al Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale din Parlamentul European.
O așteptăm de asemenea pe doamna Oana Otilia Nuțu, expert și membru fondator al Expert Forum, este pe drum. Iar dezbaterea va fi moderată de domnul Ion Meioniță, redactor șef Historia. Sunt convinsă că evenimentul de astăzi ne va oferi ocazia de a discuta despre tot ce poate să facă mai mult Uniunea Europeană pentru cetățeni, pentru noi toți, pentru a valorifica și mai bine potențialul Europei, al țărilor din această mare familie europeană. Vă mulțumesc pentru atenție și îi dau cuvântul domnului Ion Meioniță. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult, doamna Mihalache, pentru invitație și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră la o nouă întâlnire, o nouă dezbatere extrem de importantă, pentru că ne aflăm, nu, cu câteva luni înainte de alegerile europene, alegeri care vor decide soarta a peste 400 de milioane de oameni și vor decide cum va fi condusă Europa pentru următorii 5 ani. Nu este o miză mică, ținând cont de provocările extraordinare cu care ne confruntăm și este și în titlul acestei dezbateri, provocările globale, crizele suprapuse, fără precedent, cărora trebuie să le facem față și să nu uităm ceea ce se întâmplă în aceste momente, războiul este înapoi în Europa. Nu credeam că se va mai întâmpla așa ceva, din păcate este o realitate cu care ne confruntăm și nu este singura, dar în primul rând, pentru că ați vorbit, doamna Mihalache, despre Parlamentul European și Uniunea Europeană, să nu uităm, cred eu, fundamentele acestei construcții fără precedent în istoria europeană și în istoria mondială. Primul și cel mai important lucru, Uniunea Europeană este un proiect de pace și a reușit acest lucru să aducă pace pe continent. În al doilea rând este un proiect de prosperitate și a reușit acest lucru și România este un exemplu, pentru că de când a aderat la Uniunea Europeană, creșterea economică a României este de 10 ori, ceea ce trebuie să spunem că este o performanță și nu este singura țară, bineînțeles. De asemenea, este un proiect al democrației. Plecând de la aceste premise, bineînțeles că ne gândim cu toții la economie. Economia nu este stupid, economia ne interesează în cel mai înalt grad și vă rog să ne prezentați acest raport care cred eu este o premieră și este extrem de interesant pentru că el reușește să cuantifice în bani pe cap de locuitor în 10 domenii ce a făcut Uniunea Europeană și ce poate să facă în următorii ani pentru fiecare dintre noi, cei care ne aflăm în această sală. După ce îi vom asculta pe invitații noștri, este open session, vom lua întrebările dumneavoastră, invitații noștri vor fi fericiți să vă răspundă după ce își vor prezenta, bineînțeles, și comentariile lor, punctul de vedere. Aceasta este structura și vă invit să trecem la lucru. Doamna Fernandez, vă rog, you have the floor. Shall I use the microphone to speak? Yes? Okay, great. Okay, great. Good morning. Okay. So I will stand up to present. Good morning, everyone. And I will be speaking in English, but my slides will be in Romanian. So I hope you will be able to follow. It's a great pleasure to be here with you today and to present this work. I represent the Research Service of the European Parliament, and the mission of the Research Service is to provide members of the European Parliament with objective and reliable evidence. And we produce different kinds of work. We produce short briefings up to large studies. And our work is available on the EP Think Tank website, also to the public. And we welcome you to join this page. And today I'd like to share with you your study. It's not about what Europe has done for us, as Ion has described, but it's about what Europe can do more for you.
and it's this study here, 10 ways that Europe can do more for you. And so the question is, what is the cost of non-Europe, you may be asking? The cost of non-Europe is the cost of us not acting together in a united and ambitious way across Europe. It's the cost of not allowing businesses to operate freely across borders. It's the cost of not allowing citizens to study and work in another country in the EU. And it's the cost of not anticipating the challenges that lie ahead, the ones Madalena mentioned, of wars, social inequalities, artificial intelligence. We know these challenges are coming, and we can do better altogether. Now, what can the EU do? I will try to flip the slide here. Sorry, I know it's a bit tough. Oh, there we go. There's four main ways the EU can do more. We can do more to spend and invest together. We can also be setting rules across the EU to harmonize and also to enforce these rules. And last of all, we can also communicate together to citizens. Now, I don't want to say the EU is the answer to all problems. It certainly is not. But especially when it comes to these global challenges that cut across borders, it can be better to act with one voice rather than with 27 different ones. And it's not just a binary choice. The EU can also reinforce and complement what is happening at the national, regional, and local levels. Now, looking ahead to the European elections, what is the cost of non-Europe? What do we find in this study? Well, here on the slide, I show you the trend in GDP going from 2015 to the present day, and you see an upward rise. There's a dip where we had the COVID pandemic, but it's an upward trend. And here today, we face three different paths. These are possibilities. There is the status quo, where we just continue as we are now. We don't implement any other policies, and we continue our upward trajectory, but not so sharp. Another path is that of ambitious common EU action. And this is where the EU does more. The EU does more collectively. And here you see that GDP is increasing. It's that green dotted line going up. And then there's also the option we can't forget, one of fragmentation, where we start to look inward and we start doing things in our own separate ways. Each country takes a divergent approach. And here we will see fragmentation and lower economic growth. And so this study looks at this path of ambitious collective action, and we estimate altogether, if we really look at what the treaties allow and we act together, we can reach up to 3 trillion euros per year by 2032. Why 2032? This is a period we expect it could take to reasonably implement policies, to adopt them, and to take them up. So it can't be overnight. It will take about 10 years, to be realistic. Now, 3 trillion euros, you may say this is a lot, and it is a lot. We divide it by citizen, the number of citizens in the EU, and we come to a figure of 6,700 euros per citizen. And so this is what we consider to be the utmost potential of what the EU could still do for us. And researchers, economists in the room, you may say that's a huge figure. Do I really believe that? Well, there are many other studies, I just show them briefly here on the slide, which have come to similar results. So just to reassure you, those of you that indeed, this figure, it's not one that is so unbelievable. Now, this study, we look at 50 different policy areas as mentioned by Madalena, but these fit broadly in 10 policy areas, domains, as I show here on the slide. I will not go through all of them now. I will just speak about the four that are in bold, and I'm happy to tell you more about the other policy areas in the Q&A, if you have interest in them. So we will start with the single market. This is the EU's greatest achievement, as Ion has already mentioned in his introduction. Already to date, there are studies to show that the added benefits for citizens have been about 2,000 euros per citizen per year
from the single market. It's the EU's greatest achievement, as many say. However, there's still a lot more that could be possible here. In a survey of businesses done by Eurochambers, which is a business organization, pan-European, they found that 70% of businesses still say that the market is not sufficiently integrated. There are big problems with administrative hurdles, in particular the lack of harmonization of tax rules, issues with the lack of legal clarity, and also other obstacles. Oh, this one's a bit better. Thank you. Oh, that's nice. And also with infringement proceedings, and these cases can take a long time to resolve, and in the meantime, businesses cannot move forward with their actions. And even worse, businesses might not even try to expand. So this is especially costly for small businesses, and it limits the potential of the EU. So what have we done? We've looked at the cost of this, and what if the EU could do more to tackle these unnecessary regulatory barriers? And we've estimated that the gains could reach up to 1,400 euros per citizen per year if we were to get rid of these. And in addition to the economic benefits, we can think about others. There is improved competitiveness, improved innovation, and improved products for consumers here. We'll have more choice and better quality. Now, moving on to my next slide. I'll move to the next policy area, which is on employment and cohesion. 1 in 10 Europeans, youth, are not in employment nor in training, and there's also a large share of Europeans who are in poverty. This is, sorry, I went too fast. Here we go. Now, the European Parliament has called attention especially to the situation in rural regions of the EU, which are falling behind due to aging population, digitalization, and all these with transport and so forth. And there's really a huge amount of variation, which is not good for the cohesion of the EU. And so the European Parliament has called for actions in this area. We have looked at the structural funds, as an important tool, an important strategic tool to counter these inequalities across regions. And we find that more can be done, because in fact there's quite a lot of waste, there's inefficiencies that we can improve through better targeting the regions that really need the funds and to reduce the overlaps between the funds. And by reducing these overlaps, we have more money to actually invest in the regions. And together we estimate that the improvements in social spending could reach up to 750 euros per year per citizen in the EU. And it's not just economic benefits again. I'd like to highlight also the other impacts. We could see lower inequalities, of course, in the longer term. We can also see improved mobility. Did I just turn it off? Oh, there it is. And of course, economic growth, so and improved social cohesion. Now, let me show you a map of the EU, because just to make it a bit clearer. Here we go. This chart shows the projected results of the structural funds on GDP by region in the EU. And this is looking ahead to 2033. What you can see here is that there's different colors. But what this means is that all regions of the EU will see a positive impact on their GDP as a result of the structural funds. It is positive, no matter where in the EU. There's different levels of positivity, but there is a positive impact as compared with the status quo, as compared to not receiving the EU funds. So a rising tide lifts all boats. Now, let's move on to the area of health. We saw during the COVID-19 pandemic that the EU could take a larger role in the area of health, and indeed much more is possible. A lot of initiatives are underway that you might be aware of, but there's still much more that can be done to build a joint EU health policy. Now, one area that is especially important is the access to preventive health care, because right now the burden of chronic diseases such as heart disease, cancer, and so forth, it is really the largest we have in Europe. These are the largest predictors of death. Latest data from Eurostat shows that 14% of deaths could be prevented if there were better access to preventive health care. So this is an area we can really be doing better, because there's right now there's huge inequalities.
Now, the EU could do more in terms of setting, defining a set of essential healthcare services provided, that should be provided through primary healthcare providers, and also setting guidelines and of what member states should be providing and supporting, even perhaps joint procurement of these technologies that are so important for screening for diseases, such as MRI machines, CT scanners, and so forth, for identifying the disease early on and before it becomes full-fledged disease. And these benefits, if we were to do this, and just modestly, we could reach up to 460 euros per citizen per year. Now, to illustrate these inequalities that we face now, I just would like to share with you this chart. It's a bit difficult to see the figures on the right, but what this shows is the share of medicines that have been approved by the European Medicines Agency that are available in each member state. Each line is a member state, and the one I've circled in red below is Romania, and it is at 30%. 30% of medicines that are approved by the EMA are available in Romania. If the EU were to act together, we could see a greater share of medicines available, not in Romania, but in all member states. And with this, we could see better health, better quality of life, better respect for dignity and independent living, and also lower inequalities. Now, I'd like to move on to my last policy area, which is defense. There's no question in the world we live in today that we need to be doing more in this area, so I won't tell you about this. But the question really is not the level of spending we are doing in defense. It's the level of fragmentation. Each member state is really doing their own thing. There's a high level of inefficiency, duplication, and simply waste going on here. We've looked at this, and we found that if the Europe were to pursue a common defense framework, really collaborate together and coordinate, we could be reducing this waste, and this waste would be up to 380 euros per citizen per year. And with this money, we could be reinvesting in defense, and it's not just about scaling up, but it's about spending better and together. Now, just to illustrate this fragmentation, I show on this slide here a comparison of defense in the EU versus the United States. And here you can see on the top that the EU is spending 240 billion as compared to the US 794 billion. So it's about a third of the spending. But also what's interesting is that we are spending less, but we are spending on more weapon systems. So we have more kinds of tanks. We have 17 kinds of tanks in the EU as compared to one in the United States, for example. So if we were to reduce this fragmentation, we could be seeing some savings and also improved effectiveness. Now, just to sum up and to conclude, where can the EU have gains? Whether it be in defense, health, employment, you name it. It can have greater benefits when it's about providing public goods. These are goods that are useful for everyone, such as defense, R&D, and culture. We could also be doing better when it's about bargaining power and helping the member states have more purchasing power so we can access the goods better. So this is like the case of the medicines I showed you. Rather than Romania negotiating separately for medicines, we have the EU actually negotiating for the prices of these medicines. And third of all, it's about economies of scale. When the EU acts together, we are one market together, and we can be doing more rather than each country trying to do their own production. With that, I'd like to conclude my presentation. I thank you for your attention. And I include here a link to some videos from the study that you can also access on your phones. So thank you very much. Ion, I hand it back to you. Thank you, Mina. Thank you for your presentation. Mergem mai departe. O să rog pe domnul Siegfried Mureșan, membru al Parlamentului European, Grupul Popularilor Europeni. Vă rog. Mulțumesc mult, bună dimineața, bine v-am găsit. În primul rând, mulțumiri biroului Parlamentului European de aici, din România, pentru organizarea acestui eveniment. Mulțumim mult, Mina Fernandez, pentru faptul că ai venit la București, în România. Cred că e foarte important să discutăm astăzi acest subiect, să informăm oamenii corect cu privire la lucrurile bune pe care Uniunea Europeană le-a făcut deja și lucrurile bune pe care Uniunea Europeană le poate face în viitor, fiindcă noi vedem mereu ce s-a întâmplat până acum,
Vedem că avem un telefon mai nou decât am avut în urmă cu 10 ani, dar ne e greu să ne imaginăm următorii pași de evoluție. Dar e clar că ei vor exista, e clar că vor aduce oportunități și de aceea cred că e important să îi discutăm. Un cetățean informat e un cetățean puternic, e un cetățean care cade mai greu pradă, victimă propagandei extremiștilor, populiștilor, celor anti-europeni și de aceea, mai ales acum, înaintea alegerilor europarlamentare, domnul Ioniță a spus, sunt importante. E important ca oamenii să fie bine informați pe bază de cifre și pe bază de fapte. Câteva idei din partea mea. În primul rând, Uniunea Europeană este un continent bazat pe reguli, pe legi, pe valori comune. Toate aceste lucruri aduc predictibilitate, stabilitate, democrație, ordine. Aceste lucruri în sine sunt necesare pentru ca oamenii să aibă încredere, pentru ca companiile să aibă încredere, să poată investi, cerceta, să se poată dezvolta. Deci ceea ce Uniunea Europeană ne aduce de zeci de ani, pace, stabilitate, este o premisă a prosperității noastre. Continentul nostru s-a dezvoltat mai rapid, oamenii au avut mai multe oportunități în această perioadă decât în etape istorice anterioare. Uniunea Europeană este un proiect bazat pe libertăți, libertate de mișcare a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor, a capitalurilor și toate aceste lucruri generează prosperitate. Un om care poate trăi oriunde dorește în Uniunea Europeană, poate învăța, poate lucra oriunde dorește în Uniunea Europeană, are permise de a avea într-un loc un venit mai mare decât în alt loc. Orice companie are acces la toată piața internă, piața unică, europeană. Odată ce ai un produs de succes, îl poți exporta ușor pe toată piața europeană ca antreprenor, companie mică, mare. Poți genera valoare adăugată mai mare, contribui la creștere economică și genera mai multe locuri de muncă datorită acestui mediu european fără bariere în care fiecare companie operează. Această piață internă aduce beneficii oamenilor, întreprinderilor și tuturor statelor membre. Îmi aduc aminte, înainte de ieșirea, din păcate, a Marii Britanii din Uniunea Europeană, multă lume în Marea Britanie se plângea de faptul că Marea Britanie, fiind un stat bogat, membru al Uniunii Europene, contribuia mai mult direct la bugetul Uniunii Europene decât beneficia, dar adevărul este următorul, imaginea completă. Da, Marea Britanie contribuia cu aproximativ 0,5% din PIB-ul său net anual în bugetul Uniunii Europene. Deci cam 0,5% din ceea ce producea Marea Britanie anual mergea drept contribuție în bugetul Uniunii Europene. Dar 4% din PIB-ul Marii Britanii, 4% din economia Marii Britanii în acele vremuri exista doar datorită apartenenței la Uniunea Europeană și la piața internă europeană. Deci din participarea la proiectul european la piața internă câștigă direct și indirect toate statele membre. Și vedem în Marea Britanie, de când ei au părăsit Uniunea Europeană, ratele de creștere economică în Marea Britanie sunt mai mici față de ratele lor de creștere economică în trecut. Fondurile europene sunt importante. De când România a aderat la Uniunea Europeană până astăzi, România a contribuit cu aproximativ 30 de miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene. Aceasta este suma pe care noi am plătit-o în bugetul Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007 până astăzi. În aceeași perioadă am reușit să atragem, să absorbim, să aducem acasă 92 de miliarde de euro. Am plătit 30, am primit peste 90. Pentru fiecare euro plătit am primit 3 înapoi. Am primit cu peste 60 de miliarde de euro în plus. E un lucru important, o sumă importantă, care trebuie și spusă când veți mai auzi în spațiu public populiști lamentându-se că știi România plătește în bugetul Uniunii Europene. Avem întârzieri la absorpție, ieșim pe minus, mai spun unii, nu este adevărat. Am fost un beneficiar net de la aderarea noastră la Uniunea Europeană. Mine i-a arătat, într-adevăr, statele care primesc multe fonduri de coeziune, în principal statele din estul Europei, dar și statele din sud, au avut un beneficiu direct din aceste fonduri de coeziune, prin care s-au construit autostrăzi, s-au reabilitat drumuri, se modernizează căi ferate, se îmbunătățește infrastructura de apă, canalizare, la sat, se anvelopează blocuri, dar
Beneficiul indirect al acestor fonduri de coeziune este pentru toată Uniunea Europeană. Sigur că de pe urma unei autostrăzi construite cu fonduri europene în România, beneficiem în primul rând noi, cetățeni români și întreprinderile din România, dar beneficiază și întreprinderi din alte state membre ale Uniunii Europene, care pot exporta mai rapid mărfurile încoace, beneficiază și un consumator din Franța, al cărui autoturism Dacia produs la Pitești ajunge mai repede, mai sigur și mai ieftin spre cumpărătorul final din Franța sau Germania. Deci, ai fi greșit să facem mereu o analiză contabilicească doar a beneficiilor directe a fiecărei politici. Analiza corectă este a beneficiilor directe și indirecte și acestea există, când tragem linie, în această piață internă pentru toate statele membre. Apropiindu-mă de final, vreau să mai spun doar următoarele două, trei lucruri legate de viitor. E evident că societatea noastră evoluează, economia noastră evoluează. E evident că ne aflăm într-un proces de tranziție spre o economie digitală, spre o economie verde, și e evident că trebuie să investim mai mult în siguranță, în securitate, în apărare. E evident că tranziția spre o economie digitală face lucrurile mai simple, mai ieftine, generează creștere economică, locuri de muncă, stabile, bine plătite de altfel. Despre tranziția spre o economie verde vreau să spun câteva cuvinte. Și acest lucru e relevat foarte bine și în studiul dumneavoastră. Tranziția spre o economie verde cred că trebuie făcută pe bază de pe baza unui proces de cercetare, inovare, noi tehnologii, investiții. Și acest lucru va genera potențial de creștere economică, adică în timp ce dorim să înlocuim vechile surse de energie poluante cu surse noi de energie puțin poluante, se vor crea locuri de muncă în cercetare, în dezvoltare, în inovare, vom investi, se va genera creștere economică. Deci tranziția spre un nou model, tranziția însăși generează potențial de dezvoltare economică. Sigur, finanțarea este importantă, noi facem din surse publice, din bani publici europeni foarte mult, cât putem. Dragoș Păslaru și cu mine împreună am fost responsabili în Parlamentul European, de exemplu, de crearea celui mai mare pachet de ajutor economic lansat vreodată la nivel european, mecanismul european de redresare și reziliență imediat după începutul pandemiei generate de coronavirus, din care România primește cele aproximativ 30 de miliarde de euro pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR. Și am introdus în lege, noi împreună, ca 37% din această sumă să meargă în proiecte care au o contribuție pozitivă asupra mediului înconjurător și 20% în proiecte care au o componentă digitală. Deci fondurile europene vor merge în aceste domenii orientate pe viitor. Nu vor rezolva singure toate problemele, e important să vină și fonduri de la nivel național, din comunitățile locale în aceste domenii și investiții private. Ultim lucru pe care vreau să-l spun despre siguranță, securitate și apărare. Companiile nu investesc dacă nu se simt sigure, de aceea investiția în apărare, în siguranță, în securitatea cetățeanului e necesară în cazul acestor pericole noi care vin din afara Uniunii Europene, e necesară și pentru a asigura prosperitatea. E exact cum a spus Mina Fernandez. Trebuie să cercetăm la comun la nivel european, acum în domeniul apărării. Acum în domeniul apărării mai multe state membre cercetează, cheltuiesc bani separat unele de celelalte. Nu, trebuie să cercetăm o singură dată, să inventăm cele mai noi moderne echipamente, să le comandăm apoi în cantități mari, la un preț pe unitate mic, să le punem la dispoziția statelor membre care au nevoie atunci când au nevoie și cu cât echipamentele sunt mai bine armonizate, cu atât și trupele, armatele statelor membre pot acționa mai rapid împreună. Deci din punct de vedere economic acest lucru are sens, dar este și necesar, și asta vreau de fapt să spun, este o legătură între cheltuielile și va exista în următorii ani, o legătură directă și puternică între cheltuielile noastre pentru apărare, pentru siguranța cetățeanului și prosperitate. Companiile vor continua să investească doar dacă se simt sigure. Noi avem obligația să garantăm acest cadru și pentru asta cheltuielile pe apărare sporite vor fi necesare. Putem eficientiza prin achizițiile comune la nivel european, dar tocmai pentru a
avea suficiente resurse pentru securitate și apărare, avem nevoie și de o economie puternică, competitivă, deci de reforme economice, investiții, inovare, cercetare, deci legătura între securitate și economie cred că va fi mai puternică în următorii ani. Mă opresc aici, răspund cu plăcere întrebărilor dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule Siegfried Mureșan, și mă bucur că avem alături de noi membrii ai Parlamentului European care lucrează direct cu bugete, cu fonduri europene. Domnul Mureșan, cred că e unul dintre cei mai buni cunoscători ai procesului de adoptare a bugetului Uniunii Europene și al negocierilor foarte detaliate legate de fiecare ban care se cheltuiește în Uniunea Europeană. De asemenea, mă bucur să îi dau cuvântul domnului Dragoș Pâslaru, membru al Parlamentului European, Renew Europe. Vă rog. Da, mulțumesc foarte mult. La rândul meu vreau să salut această inițiativă a Biroului de Informare a Parlamentului European și echipa minunată pe care o are aici. Vreau să mulțumesc Serviciului de Cercetare a Parlamentului European, mulțumesc Mina și echipei IPRS pentru tot ceea ce faceți. Cred că este un exemplu de bună practică. M-aș bucura să vedem și în Parlamentul României un serviciu de cercetare care să strângă dovezi și să poată argumenta anumite acțiuni pentru politica publică. Și cred că este un model pe care ar trebui să-l încurajăm. Eu mă voi referi mai degrabă la domeniul unde am avut această onoare în ultimii ani să pot participa direct la construcția europeană și mă refer aici atât la implementarea unor măsuri din pilonul european al drepturilor sociale, cât și la modul în care va urma politica pentru legislatura a 10-a a Parlamentului European. E vorba de, și acum poate că nu vă mirați, domeniul de muncă, mobilitate social și coeziune. Fiind președintele Comisiei de Muncă, am avut ocazia să lucrez cu toate președințiile Consiliului, cu Nicola Schmidt în calitate de comisar, și ne-am uitat exact ce este de făcut și ce putem face ca să îmbunătățim viața cetățenilor europeni zi de zi. Aș vrea cumva să separ discuția în două. Noi suntem astăzi într-o dezbatere despre costul non-europei și cumva este o anumită plasare defensivă, în sensul că pare că trebuie să argumentăm de ce Europa este bună și lucrul acesta se întâmplă, doar ca să pun într-un context, pentru că există oameni care critică Europa și spun că Europa nu ajută cu nimic, așa că ar trebui să revenim la un model al statelor naționale. Sunt încă sub impactul, și cu asta o să încep argumentația, unei dezbateri pe care am avut-o la o televiziune aseară cu un senator al unui partid extremist din România, care a spus că scopul lor, deci agenda lor în Parlamentul European, este să negocieze mai bine decât acum și să obțină mai mulți bani din politica de coeziune, subvenții și lucruri unde România nu este respectată și nu primește suficient de mulți bani. În sine, problema este o anumită chestiune psihotică, pentru că n-ai cum să o definești altfel. Deci tu vrei, deci ești împotriva Europei, și tu vrei să intri în Europa și să ceri mai mulți bani pentru tine dintr-o politică comună, care înseamnă exact mai multă Uniune Europeană, cum e politica agricolă. Tipul acesta de contradicții trebuie explicate. Lumea trebuie să înțeleagă că nu există o posibilitate să ai o Europa destrămată și după aceea cineva să-ți mai dea bani. Și atunci acel respect pe care îl clamează extremiștii și spun că trebuie mai mult să primească fiecare țară, de unde să primească dacă tu nu contribui și nu participi la Europa mai puternică? Și atunci când discutăm de costul non-Europei, trebuie să înțelegem cumva că sunt anumite lucruri care sunt considerate for granted, cum se spune în engleză, deci cumva firești, de cineva să-ți dea bani, cineva să te lasă să călătorești, să muncești oriunde în Europa, să te educi oriunde în Europa, să beneficiezi de locuri de muncă prin create de companii din alte părți din Europa. Toate lucrurile acestea sunt considerate absolut uzuale. Și nu, astea nu sunt beneficii, astea sunt normale. Dar neînțelegerea, și o să trec mai mult pe argumentația pentru România, neînțelegerea ce ar însemna pentru România izolarea, este una monumentală în societatea astăzi. Hai să ne uităm la Serbia, cum i-a mers în izolare. Haideți să înțelegem cum România a urcat practic în dezvoltarea europeană după 2007, când a devenit stat membru.
Și mă voi referi la domeniul acesta de muncă, mobilitate social și coeziune. România este, și aici e figura 33 din studiu, așa cum știm, din păcate, locul 1 din Europa în ceea ce înseamnă procentul din populație aflată în risc de sărăcie și excluziune socială. Detașat. Cu o rată de 33% la bărbați și 38% la femei, care sugerează și inegalitatea de gen marcantă în România și faptul că avem o problemă majoră cu viața femeilor în România față de bărbați. Această problemă este în vârful preocupărilor pilonului european al drepturilor sociale, este ceea ce în Parlamentul European am pus pe masă ca fiind un lucru extraordinar de important, aliniat cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului, sustenabile ale mileniului, deci niște lucruri care transformă agenda europeană și modelul social european drept exact ce are nevoie România pentru a-și rezolva această problemă. Toate transferurile de pe Fondul Social European Plus sunt lucruri care țin încă în viață, vreau nu să dramatizez, dar țin în viață și creează un safety net, o mică, o plasă de siguranță pentru foarte mulți dintre români. Și cumva trebuie să înțelegem că ideea de model social european, de solidaritate, de coeziune, de transferurile care există aceasta, dar nu numai acest lucru, ci modul în care gândim la nivel european politicile, cum ar fi, și aici revin cu un lucru direct din această legislatură, la care am contribuit direct, garanția europeană pentru copii. România este pe locul 1 în Europa, 41,5%, copii aflați în excluziune, în risc de excluziune sau sărăcie. Europa vine și îți spune, hai să îmbunătățim accesul la educație, hai să îmbunătățim accesul la sănătate și prevenția în domeniul sănătății, hai să avem masă caldă sau sănătoasă în fiecare zi, hai să îmbunătățim condițiile de locuire. Vă dăm bani pentru asta. Minim 5% din Fondul Social European, Parlamentul European, noi în Parlamentul European am cerut să fie alocați pentru asta. Aceste lucruri sunt plasa de siguranță pe care ți-o oferă Uniunea Europeană. Modul în care împreună cu președinția belgiană, și am văzut excelența sa, ambasadorul Belgiei aici prezent, pregătim acum, la sfârșitul legislaturii, summitul de la La Hâlp și moștenirea pentru următoarea legislatură a agendei sociale, este o chestiune critică pentru România. România are nevoie de acest sprijin. Are nevoie de expertiză, are nevoie de înțelegerea că acest tip de intervenție este interdisciplinară, interinstituțională, că ai nevoie de colaborarea autorităților locale cu cele centrale, sunt lucruri care vin din model european și sunt susținute la nivel european. Lupta împotriva sărăciei este ceva care derivă direct din tratat. Și asta este, de fapt, ceea ce Uniunea Europeană face. Iar cei care se află acum în vulnerabilitate în România trebuie să știe că Uniunea Europeană este un aliat pentru ei. Al doilea element pe care vreau să-l relevez și să stau un pic pe el este partea de mobilitate. În România, asta este figura 34, iarăși suntem pe primul loc. Suntem pe primul loc în Europa, în Uniunea Europeană, în ceea ce înseamnă procentul din populație de lucrători mobili transfrontalieri în Europa. În 2010, conform studiului, era 11% din populație, în 2020, 18% din populație și îndrăznesc să spun că între timp lucrurile au mers mai degrabă în a crește acest procentaj, pe care îl estimez acum la un 20% din populație. Unul din cinci români, vorbesc din populația totală de cetățeni români, lucrează, fie sezonier, fie permanent deja, stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Primul loc în Europa, de altfel, 5 state, România, Polonia, Italia, Portugalia și Belgia, conform studiului, au jumătate din toți lucrătorii mobili în Europa. Ce înseamnă acest lucru? Că unul din cinci români beneficiază în mod direct de Uniunea Europeană. Culmea este că în diaspora primul val de migrație este mai degrabă naționalist. Este mai degrabă pe zona aceasta de a avea probleme cu migrația. Și este un lucru și sociologic și din perspectiva teoriei politice foarte interesant. Practic, memoria e foarte scurtă. Așa cum românii se duceau să-și caute un loc de muncă în Europa după 1989, acum când vin alte valuri de migrație, poate și din afara Uniunii Europene, brusc există un resentiment față de ele. Și astea sunt aproape de neînțeles. Sau în fine, sunt de înțeles dacă te uiți într-adevăr la resorturi. Dar unde vreau să ajung este
că această mobilitate europeană care a adus venituri, a adus venituri României prin foreign remittances, da, prin remitențe externe, a adus venituri familiilor respective, a creat oportunități pentru a putea să ducă o viață mai bună, este un lucru important. E adevărat că acum dezbaterea este așa. Am fost forțați să ne abandonăm țara. Privirea în acest mod ține într-adevăr și de calitatea politicilor publice din România, care nu au fost la înălțime și au făcut ca lumea să se ducă într-o oportunități în alte părți. Și asta este trist și este adevărat și nu avem voie să condamnăm oamenii care, din rațiuni de greutatea traiului de zi de zi, aleg astfel de opțiuni. Dar realitatea este că Uniunea Europeană a oferit oportunități și oferă în continuare. Și asta este, de fapt, ceva care ar trebui să-l punem pe masă pentru a câștiga, pentru că, da, acum nu mai am luxul de a fi doar un tehnocrat sau consultant, sunt politician și este o mare bătălie despre cum să câștigi mințile și mai ales inimile oamenilor. Aici nu discutăm doar de cifre abstracte, nu discutăm de realități imaginate sau lucruri pe care poți să le comentezi la un referat extern. Discutăm de situația de zi cu zi, unde chiar trebuie să poți să aduci argumente care sunt prezente în studiu, să le individualizezi pe cazul României pentru bătălia pe care o avem de purtat în România și să explicăm de ce e nevoie să ai politici mai bune publice și în România. Aș mai vrea două elemente să foarte pe scurt. Despre fondurile europene și de coeziune s-a menționat și a făcut-o foarte bine Siegfried mai devreme. Este poate cel mai ușor argument a pus pe masă. Au venit bani, au rămas în țară bani. Ceea ce cred eu este însă, că și ceea ce ne spune studiu, este că potențialul de a utiliza aceste fonduri într-un mod mai bun este unul monumental. Și aici nu discutăm doar la articularea mai bună a diverselor tipuri de sprijin, că acum discutăm de o lume mai complexă. Înainte, bă, care aveam câteva fonduri, acum avem și PNRR, și fondul de modernizare, și fondul pe tranziție justă, și fondul social-climatic. Deci o să avem din ce în ce mai multe instrumente și da, una din prioritățile Parlamentului în mandatul viitor va fi să putem opera mai bine cu acest sprijin. Nu este posibil să ai ceva atât de împrăștiat și evident că după aceea nu poți doar să tragi la răspundere statele membre că nu implementează. Nu că n-ar fi și în cazul României vina statului membru. Dar este foarte important de înțeles că atunci când discuți de aceste fonduri europene, să poți într-adevăr să explici foarte ușor și pe înțelesul oricui cum poți folosi aceste fonduri. Și în România, încă o dată, zona aceasta rămâne un pic neclară, din nefericire, după atâția ani de zile. În ultimul rând, aș vrea să menționez aspecte care țin de salariu minim european și de consiliile de muncă. Uniunea Europeană a depășit de mult paradigma pe care a avut-o acum vreo 20 de ani, în care era să creăm locuri de muncă. România, din păcate, a rămas tot acolo. La noi este doar o chestiune de cantitate. La nivel european, într-un context demografic negativ, în care Uniunea Europeană pierde 1 milion de oameni care sunt în forța de muncă anual. 1 milion. Deci 1 milion din piața forței de muncă europeană sunt pierduți anual. Avem o presiune enormă de a găsi oameni care să fie bine calificați, avem o presiune enormă din noile tehnologii, inteligența artificială și cumva devine din ce în ce mai important nu doar să găsești un loc de muncă și să creezi un loc de muncă, ci să găsești și să creezi locuri de muncă bine plătite, care să poată într-adevăr să aducă valoare adăugată. Este o întreagă mutație la nivel european, ne aflăm încă în anul european al competențelor. Și obiectivul pe care Europa îl are ca 60% din populația activă să aibă un training anual este un deziderat important dacă într-adevăr vrei o forță de muncă bine pregătită și care să aibă valoare adăugată. În România această dezbatere nu există. Și discutăm aici de costul non-europei, există și un cost al non-aplicării lucrurilor care se întâmplă în Europa. Și asta este foarte important. Ai politica europeană, dar nu o aplici. Și atunci, aici nu mai este o miză doar teoretică Europa sau non-Europa, este ai Europa, ai politicile, ai resursele, dar tu nu le folosești. Și pentru mine mi se pare că acest lucru ar fi foarte interesant, deci odată avem în România ce ar fi însemnat costul de oportunitate să nu fim în Europa,
Dar intervine acum și încă un lucru. Care e costul de oportunitate a politicilor proaste la nivel național? Care cred eu că este un cost însemnat. Și politicile proaste la nivel național și care nu folosesc oportunității europene ne fac ca o bună parte din avantajele europene să nu le putem fructifica. Inclusiv politica legată de ocuparea forței de muncă, a stimula antreprenorii, a ajuta companiile, a investi în formarea profesională și în zona de educație. Și asta cred eu că este o prioritate clară pentru următorul mandat, pentru următorul parlament și pentru România în perioada următoare. Aș opri aici cu sublinierea faptului că pe capitolul acesta de social se discuta de un beneficiu de 750 de euro pe cetățean. Asta a fost prezentat de Mina Fernandez. Dar acești 750 de euro înseamnă ceva pentru un cetățean din Germania sau Franța și înseamnă cu totul altceva pentru un cetățean din România. Deci pentru România, avantajele relative ale Europei sunt enorm mai mari decât pentru media Uniunii Europene sau pentru un stat dezvoltat. Și asta vreau să subliniez și e foarte, foarte important. Noi în România ar trebui să fim primii care să conștientizăm cât de mult ne-a ajutat și ne poate ajuta în continuare. Gândiți-vă ce ar însemna pentru toți românii să aibă 750 de euro în plus ca și venit, chiar și anual, care să poată să-i ajute în mod concret. Mulțumesc foarte mult și hai Europa! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Două remarci urmărindu-vă discursul legat de non-Europa. Cred că am putea să ne referim și la un alt aspect care nu poate fi estimat în bani. Dacă ne gândim și am spus la început, primul obiectiv al Uniunii Construcției Europene este asigurarea păcii, ce ar însemna non-Europa dacă ar mai putea să asigure pacea? Și aici cred că întrebarea are un răspuns clar pentru toată lumea. În al doilea rând, legat de banii, de unde vin banii și cum vin banii, e o replică celebră în Conul Leonida de față cu reacțiunea, când Conul Leonida spune în piesa de teatru, îi spune soției sale, trebuie să schimbăm lucrurile și nimeni să nu mai plătească taxe. Și soția sa, cu simț economic, îl întreabă, bine, dar dacă statul nu mai încasează taxe și impozite, de unde îți va da ție pensia? La care el găsește soluția și spune, păi asta este treaba statului, nu e treaba mea. Așa și cu banii de la Uniunea Europeană. E treaba Uniunii Europene să ne dea banii chiar dacă nu mai credem în ea. Doamna Ana Otilianuțu, Expert Forum, vă rog. Mulțumesc mult pentru invitație și apreciez foarte mult acest studiu care pune niște cifre pe care sunt beneficiile unei Europe mai unite. Cred că e foarte important lucrul acesta, deși cred că toți cei care suntem aici suntem deja convinși de beneficiile Europei și probabil că mesajul ăsta ar trebui să ajungă cumva la tabăra cealaltă care nu le vede încă. Eu o să vorbesc un pic acum despre ce înseamnă costul non-Europei, pentru că în ultimii ani am lucrat mai mult în legătură cu parteneriatul estic și acolo cred că se vede mai bine ce înseamnă să nu fii în Europa. Și se poate vedea și cât de mare este entuziasmul acestor state non-membre ale Uniunii Europene de a se apropia cât mai rapid de Uniunea Europeană. E o estimare minimală faptul că face niște calcule de cât anume se câștigă pe cetățean european din mai multă conectivitate sau dintr-o politică socială comună sau din digitalizare sau din economia verde. Întrebarea care se pune este în ce măsură chiar fundamentele pe care funcționează economia ar mai fi același dacă nu am fi în Europa.
problemele cu care se confruntă țările care sunt la marginea Europei și așa cum eram și noi până înainte să intrăm în Uniunea Europeană, se referă la corupție foarte mare, la conflicte, la lipsa tratamentului egal în fața legii. Și asta este, de fapt, baza economiei de piață sănătoase. În momentul în care nu poți să concurezi și nu ai același acces pe care îl are un oligarh sau altul, atunci nici economia nu se dezvoltă. Deci beneficiile astea sunt în realitate cu mult mai mari decât cele pe care le vedem doar calculând concret ce ar însemna reducerea unor, nu știu, bariere birocratice sau armonizarea unor reguli. Și pentru aceste valori se moare foarte aproape de noi. Adică ne uităm la ce se întâmplă acum în Ucraina, vedem că sunt peste 90% este susținerea ucrainenilor pentru integrarea în Uniunea Europeană și cred că ar trebui să ne gândim mai serios la care sunt beneficiile pe care le avem noi și ce șanse istorică am avut noi în urmă cu 15 ani, 16 ani deja, de când am intrat în Uniunea Europeană. Foarte puțină lume își mai aduce aminte cum arăta justiția în anii 90. Foarte puțină lume își mai aduce aminte de falimentele bancare și crizele financiare care erau în anii 90 în România și în Bulgaria. Lucrurile astea nu se mai pot întâmpla acum pentru că avem un set de reguli care sunt ținute cumva sub o umbrelă protectoare de Uniunea Europeană. Și cred că multe derapaje, chiar în țări care au intrat în Uniunea Europeană și în care se... așteptarea era că vom ajunge imediat la stadiul în care sunt Germania sau Finlanda, au fost cât de cât ținute sub control, cu niște excepții notabile, tocmai din această apartenență la Uniunea Europeană. Deci beneficiile sunt cu mult dincolo de cele economice. E foarte important însă să spunem oamenilor, așa cum este arătat în acest studiu, și care sunt sumele concrete de care beneficiază fiecare cetățean. Nu știu care dintre argumente este mai convingător, dacă este argumentul economic sau argumentul de suflet, și anume faptul că Uniunea Europeană înseamnă un set de valori care se întind de la libertate și până la egalitate în fața legii. Mulțumesc foarte mult. Mă gândeam că ați menționat și dumneavoastră ceea ce înseamnă atracția pentru cetățeni, pentru oameni a Uniunii Europene și, într-adevăr, când unii spun că n-ar trebui să fie Uniunea Europeană, te gândești de ce atâția oameni vor să trăiască înăuntru Uniunii Europene și eu n-am văzut pe nimeni să fugă din Uniunea Europeană. N-am văzut pe nimeni să o ia la fugă, să spune plec cu familia unde văd cu ochii, în Asia, în... mă duc să trăiesc acolo că nu mai pot aici, că e prea multă birocrație în Uniunea Europeană. N-am văzut pe nimeni să facă acest lucru. Ba din contră, Uniunea Europeană este supusă unei presiuni migraționiste, pentru că se pare că aici vor să trăiască foarte mulți oameni care nu fac parte din Uniunea Europeană. Legat de mobilitate, aveți dreptate legat de faptul că foarte mulți români au plecat. În ultima vreme am văzut statistici, mă rog, nu știu cât sunt de precise, un fenomen de revenire în țară, dar nu din cauze că a spus cineva veniți în țară, că nu vine nimeni dacă nu are din ce să trăiască și să câștige mai bine, ci pentru că sunt oportunități în România, e nevoie de forță de muncă în România. Sunt antreprenori care vin în România, oameni care au strâns ceva în munca lor în afară, în Uniunea Europeană, și acum foarte mulți și-au deschis afaceri de familie sau mici întreprinderi în România. Sunt mulți. Și dacă umblați prin România, o să vedeți așa ceva. Se vede cu ochiul liber. O să vedeți și culmea,
În mediul rural am văzut mici întreprinderi ale unor oameni care au lucrat în Spania sau în Italia sau în Marea Britanie, s-au întors acasă și și-au luat viața în propriile mâini aici în țară. Deci fenomenul este și invers și dacă va continua, cu atât mai bine. Adică ar trebui încurajat și prin măsuri economice, fiscale și așa mai departe. Sigur că putem să deschidem discuția, să vă întrebăm, aveți în față invitații noștri, vă pot furniza în continuare detalii legate de toate aceste aspecte, pe fiecare domeniu în parte, întrebări dacă aveți, vă rog, dați-ne un semnal și atunci vom fi la dispoziția noastră. Aveți, vă rog, doamna și... 1, 2, 3. Da, este bine. Bună ziua, vă mulțumesc pentru această întâlnire foarte, foarte relevatoare sau relevantă. Sunt Rona David de la PS News, deci jurnalist. Aș avea o întrebare pentru doamna Mina Fernandez. Mă intrigă faptul că România are acces doar la 30% din piața medicamentelor aprobate de Uniunea Europeană. Dacă putem dezvolta puțin acest subiect, care ar fi cauzele? Unde este bariera? Nu știu. Mulțumesc! Yes, great. Thank you for that question. It's a very good one. It's not just Romania which has a low access. There is a number of member states which have low access, as I showed in that slide. And it's simply due to the size of the country, the income level, and the bargaining power it has. So some countries are larger and have a higher income, and so they negotiate. They have a traditional relationship with the pharmaceutical companies. So once a drug is approved by the European Medicines Agency, the pharmaceutical company then goes and enters into negotiations with each country. And so it's done at the national level, not at an EU level. Oh. What can be done? Well, good question. Well, first of all, information could be shared at the EU level. The EU could facilitate these negotiations. The EU could be part of the at the table for these negotiations. There perhaps could be joint procurement. There's many ideas that have been discussed in the European Parliament, but the primary thing is we need transparency and information sharing across the member states. Da, eu aș vrea să adaug un pic la ceea ce a spus Mina Fernandez. Ce este de făcut? Noi în Parlamentul European am spus foarte clar. Am avut dezbaterea pe viitorul Europei, am avut trecerea prin criza COVID, unde am avut pentru prima oară o negociere colectivă. Noi credem, și apropo de știri false și de ce se discută în societate, noi credem că acel lucru a salvat. Avem chiar și dovezi în acest sens, milioane de vieți la nivel european, și ceea ce am propus ca Parlament European este să avem o revizuire de tratate și o Uniune a Sănătății prin care accesul nu doar la medicamente, ci și atunci când discutăm de boli rare sau de tratamente care pot fi făcute în diverse părți în Europa, să fie făcute printr-o politică comună. Parlamentul este un susținător clar în această legislatură, a fost susținător clar al unei aprofundarea cooperării în domeniul medical și farmaceutic, care vine exact pentru a rezolva acest tipuri de discriminări, mai nu sunt mai puțin inerente de pe piața medicamentelor, farmaceutică sau medicală. Domnul Mureșan. Studiul spune foarte clar, în general avem acces la 30% de medicamentele accesibile la nivel european. Cel mai bun exemplu al unei acțiuni comune la nivel european a fost achiziția la comună a vaccinurilor la începutul pandemiei generate de coronavirus, când noi, cetățeni români, am avut acces la toate tipurile de vaccin, la cele mai noi, la cele mai moderne, în exact același moment în care au avut acces toate celelalte state membre ale Uniunii Europene și în exact aceeași cantitate, datorită deciziei Comisiei Europene de a achiziționa la comun în numele nostru al tuturor și de a pune produsul, vaccinul, la dispoziția tuturor în același moment. E, cred, cel mai bun exemplu, cel mai concret pentru noi, pentru oameni. Unul la mână, doi la mână. Începând cu anul 2021, Uniunea Europeană a creat un nou program european de sănătate
sănătate, finanțat din bugetul Uniunii Europene. Obiectivul este să ne pregătim mai bine pentru pandemii, să facilităm transferul pacienților dintr-un stat în altul, să facilităm transferul medicilor, al personalului medical dintr-un stat în altul și pentru reducerea decalajelor în sistemul medical, de exemplu din mecanismul european de redresare și reziliență, din care finanțăm revenirea țărilor după coronavirus, extinderea, modernizarea spitalelor existente, construcția de noi compartimente, noi pavilioane și chiar noi spitale este de asemenea finanțate, deci inclusiv mai multe resurse pentru a reduce decalajele dintre sistemele medicale. Yes, I just want to follow up on this. Thank you so much for explaining this experience during COVID. So the question is, we were able to do it during the pandemic. Why can't we do it now more broadly and for all kinds of medicines? Thank you. Bună ziua! Aș vrea să încep prin a vă mulțumi pentru această oportunitate de a participa la dezbatere. Numele meu este Luca Mara, sunt elevă în clasa 10-a la Liceul Teoretic Ion Barbu și am o întrebare pentru domnul Dragoș Păslaru. Cum se încurajează incluziunea socială și accesul echitabil la educație prin intermediul fondurilor europene, în special în ceea ce privește grupurile defavorizate și regiunile mai puțin dezvoltate, și care sunt perspectivele și planurile viitoare ale Uniunii Europene în ceea ce privește finanțarea educației? Mulțumesc frumos! Da, mulțumesc mult pentru întrebare și mai ales pentru interes. Ce am constatat în ultima vreme și clar în această legislatură este că în tânăra generație avem un mare aliat pentru toată partea legată de solidaritate și coeziune. Și asta este ceva ce îmi dă speranță. Pentru că partea legată de solidaritate și coeziune nu este doar o chestiune care ține de drepturi, așa cum știm cu toții, există în tratate, la nivel european, drepturi ale cetățenilor europeni. Și, bineînțeles, recunoașterea acestor drepturi, inclusiv în pilonul european al drepturilor sociale, este un lucru important. Dar ceea ce ne arată studiul de astăzi și ceea ce am încercat să facem și am reușit să facem împreună cu președinția belgiană, și asta este o chestiune de mare realizare care lasă inclusiv o portiță prin nou model de guvernanță economică, este ideea de investiție socială. Deci, practic, a lăsa, și acum revin direct la răspuns, a investi în a nu avea segregare, în a avea accesul persoanelor vulnerabile la educație și nu numai, la servicii publice în general, este o investiție. În cazul României, ca să revin aici, România, apropo de situația noastră, România este o țară în care nu ne folosim unul din trei români la potențialul maxim pe care îl are. Deci să nu-ți folosești o treime din populație este ceva de neconceput. Revenind concret însă la accesul la educație, noi avem în legislație adoptate lucrurile pe care le aveam în acquis comunitar. De exemplu, principiul non-segregării și non-discriminării. A fost introdus în legislația privind educația și, așa cum probabil vă imaginați, de exemplu, copiii de etnie romă ar trebui să nu fie segregați. Copiii cu dizabilități ar trebui să nu fie ținuți în școli speciale, ci incluși în clase cu regim normal, în școli cu regim normal. Lucrurile acestea nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Deci, practic, încălcăm niște principii europene. Ce face Uniunea Europeană? Uniunea Europeană pune presiuni prin mecanisme de infringement, oferă bani pentru a putea să investești în acest lucru, îți oferă bani atât prin politica de coeziune, cât și, așa cum a menționat și Siegfried, prin PNRR, prin pilonul legat de noua generație pentru educație și formare, unde avem oportunități acum de a investi, inclusiv în zonele care sunt, într-adevăr, fără facilități. Dar la capătul zilei este o problemă reală de model și de asumare în țară. Vă dau exemplu Patarât. Lângă municipiul Cluj, care este al doilea cel mai dezvoltat oraș din România, unde față, ai o groapă de gunoi. Pe groapa respectivă de gunoi ai 1000 de copii de etnie romă care
într-un sfârșit, după ce activiștii civici au insistat ani de zile, au fost trimiși la o școală din zona metropolitană. La 3 luni de zile după ce s-a întâmplat acest lucru, părinții și-au retras copiii, au fost la început în clase mixte, părinții și-au retras copiii care nu erau de etnie romă și practic în acest moment ai o educație complet segregată. Ai clase de copii romi și ai separat clase de copii români. Acest lucru contravine direct principiul la nivel european și este o palmă dată oricărui mod în care Uniunea Europeană își dorește ca acest tip de investiții să aibă loc. E ceva ce se schimbă de câțiva ani de zile de când constatăm asta? Nu. E ceva ce la nivel european merită să luptăm pentru? Da. Asta este ce am făcut tot în acest mandat, încercând în Parlamentul European am avut o rezoluție clară legată de Roma Settlements, de ghetouri, am avut rezoluție legată de copii și persoanele cu dizabilități și non-segregare, am avut, și asta poate mai important decât orice, condiționări în fondurile europene pentru a avea partea aceasta de non-discriminare și incluziune. Prin urmare, problema pe care ați ridicat-o este o problemă foarte serioasă, ține în mare măsură de modul în care în România privim aceste lucruri și încă o dată mă bucur tare mult că există conștientizare în tânăra generație pe care o reprezentați referitor la faptul că aceste tipuri de lucruri trebuie schimbate. În Uniunea Europeană aveți un mare aliat și inclusiv, bineînțeles, în Parlamentul European, pentru că discutăm de o agenda a Parlamentului European care face pionierat și împinge pilonul european al drepturilor sociale ca fiind o prioritate. Mulțumesc. Mulțumesc. Am două sugestii. Spune din capul loc că nu sunt un anti-european, din contră sunt un pro-european, dar un pro-european care îmi doresc mai mult de la Uniunea Europeană. Nu mă mulțumesc cu ce s-a făcut la nivel european și ce se face la noi în țară. Doi, nu mă refer la probleme abordate străluce, zic eu, de cei doi europarlamentari care ne-au reprezentat până acum și sper să ne reprezinte în continuare în Parlamentul European, privind problemele sociale, de mobilitate, de coeziune și așa mai departe. O să mă refer strict la partea economică, pentru că reprezint lumea exportatorilor din România. Unu, prima sugestie către Serviciul de Cercetare a Parlamentului European. Cum bine spunea domnul Păslar, bine ar fi să avem și noi în România un asemenea serviciu de cercetare. Poate în dialogul care le purtați cu factorii de decizie să sugerați acest lucru. Noi, reprezentanții mediului de afaceri, simțim nevoia unei asemenea serviciu, pentru că ce face Comisia Națională de Strategie și Prognoze este dependentă de guvern, nu are o independență de gândire și am avea nevoie de acest serviciu independent care se aparține de Parlament și care să aibă o viziune mai puțin politizată și influențată de guvern. Care ar fi sugestia către acest serviciu de cercetare al Parlamentului European? În studiul care ne l-a prezentat și de regulă când se fac referiri la istoricul europei, a Uniunii Europene, ne comparăm cu noi înșine, ca și România. Eu zic că trebuie să ne uităm și ce se întâmplă în competiția internațională între Europa și celelalte structuri ale lumii. Pentru că, cel puțin din punctul de vedere al domeniului de care mă ocup, Uniunea Europeană a regresat. Sunt alte structuri care sunt mult mai active și în plan economic și în domeniul comerțul exterior, are afaceri internaționale. Și cred că o asemenea abordare care să conducă la concluzia de ce Europa pierde din viteza acestei competiții, că e o competiție mondială, pe toate planurile, eu mă refer la cea economică, de ce pierdem? Să identificăm cauzele și să acționăm asupra lor. Ne interesează viteza cu care înaintăm. Degeaba ne mulțumim cu un procent de 1-2% că în alții fac mult mai mult. Și a doua sugestie în dialogul pe care îl purtați și în care încercați să pledați ideea Europei, pentru noi pro-europene nu e o problemă, dar mă gândesc la cei care
încă sunt indeciși. Pe 9 iunie trebuie să hotărască ce votează. S-a spus aici, domnule, România a dat 30 de miliarde, a primit 90. Oh, ce, am câștigat 60 de miliarde. Să nu uităm câteva lucruri. O bună parte din acești bani s-au cheltuit pe simpozioane cu pișcoturi, cu șampanie. Chiar o parte din europarlamentare aici prezenți au participat și eu am derulat asemenea proiecte care nu s-au regăsit în economie, dar au făcut bine. Nu zic că n-au fost utile. Doi, cea mai mare parte din banii care ne-au venit, plus contribuția noastră de 30 de miliarde, plus ce am adus noi fiecare în proiectele cu finanțare europeană, toți acești bani s-au dus de regulă tot Uniunea Europeană. În alte țări mai dezvoltate, de unde am cumpărat echipamente, am cumpărat tehnologie și așa mai departe. Deci, noi am fost beneficiari secundari, pentru că pe moment am finanțat producția și dezvoltarea economică a unor țări, colegi de ale noastre, dar mai dezvoltate, și noi am rămas doar cu echipamentele și utilaje. M-aș bucura ca să fi cumpărat lucruri de bună calitate și nu lucruri de mâna a doua. Și acum revin la această competiție. Iată, americanul a anunțat zilele trecute că vor aloca 3.000 de miliarde, 3 triliarde de dolari pentru producția de chipuri, încât Statele Unite să ofere piețe mondiale 20% necesar. Ce face Europa? Vom continua să cumpărăm din alte țări? De ce nu ne punem și noi? Păi, corect ce se spune, domne, vrem economie verde, vrem digitalizare, inteligență artificială, dar haideți să ne uităm și la lucruri concrete, pentru că, de asemenea, sectoare de vârf, unde cred că și România își poate aduce o mică sau mai substanțială contribuție, avem, slavă Domnului, oameni de valoare, trebuie să abordăm aceste sectoare care dau o altă dimensiune dezvoltării Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc că răspunsurile de la invitații noștri. Începem, domnul Siegfried Mureș. Da, câteva idei. Comerț, piață internă, comparația cu Statele Unite ale Americii. E evident că Uniunea Europeană este un continent care a promovat comerțul liber, noi am beneficiat de pe urma acestui lucru, noi știm foarte clar că izolarea creează sărăcie în momentul de față și am văzut cel mai bine cum în cazul Poloniei, în cazul Ungariei, guverne care nu au respectat regulile europene, care au atacat valorile europene, care au atacat statul de drept, au avut fonduri europene blocate, înghețate, oamenii și întreprinderile din acele state au pierdut. Ungaria încă are peste 20 de miliarde de euro fonduri europene blocate, iar fostul guvern al Poloniei, prin acțiunile anti-europene, izolând Polonia, a avut peste 130 de miliarde de euro fonduri europene blocate. Asta a blocat multe investiții și așa mai, și așa mai departe. Ei, ce trebuie să facem, ce putem fructifica? Cred că în urmă cu 20 de ani, mulți dintre noi aveam în buzunar un telefon mobil Nokia, Ericsson, Siemens, produse în Uniunea Europeană, producători suedezi, finlandezi, germani. Astăzi probabil avem iPhone, Samsung, telefoane cercetate, inventate, inovate în Statele Unite ale Americii, în Coreea și poate unii dintre noi și în China, eu nu. Însă, ce vreau să spun eu următorul lucru. Am pierdut un pic trenul, fiindcă încă avem bariere, fiindcă nu fructificăm încă pe deplin potențialul pieței interne, mai ales în domeniul serviciilor digitale, încă există bariere între cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și trebuie să lucrăm mai intens la a elimina aceste bariere. Despre comparația cu Statele Unite ale Americii. Imediat la începutul pandemiei generate de coronavirus, când am creat mecanismul european de redresare și reziliență, am spus 750 de miliarde de euro fonduri europene, investiții. S-a vorbit mult despre bani atunci și în România, dar adevărul este că este un pachet de investiții și reforme menit să sporească reziliența sistemelor noastre publice și a economiei, astfel încât niciodată în viitor o criză să nu ne prindă la fel de nepregătiți. Să îmbunătățim capacitățile în sistemul medical, să modernizăm sistemul de învățământ,
să devină digital și așa mai departe. În paralel, Statele Unite ale Americii au venit și ele cu pachetele lor de ajutor. Am fost anul trecut de două ori în Statele Unite pentru discuții pe aceste teme și concluzia a fost următoarea. Americanii au fost mai buni decât noi la a mobiliza mai repede mai mulți bani, dar impactul transformativ al programului economic asupra economiei este mai mare în Uniunea Europeană decât în Statele Unite, deoarece la noi spunem, vă dăm 700 de miliarde de euro, dar așteptăm la schimb reforme. Reforme care să îmbunătățească competitivitatea, care să modernizeze economia și vedem acele ținte și jaloane existente în PNRR, schimbări pe piața forței de muncă, sisteme de pensii, sisteme de salarizare, inclusiv în justiție. Deci noi nu credem că atunci când este o problemă, soluția ei este mereu să arunci mai mulți bani spre acea problemă, ci soluția este să schimbi sistemul, să-l modernizezi, să creezi un cadru în care sectorul privat să aibă încredere, să poată investi, să poată el însuși, sector privat, genera valoare adăugată. Și în final, poate fiindcă s-a vorbit și despre extremiști și dumneavoastră un pic ați atins subiectul coeziunii și așa mai departe, oameni buni, viziunea aceasta acum că Uniunea Europeană este o vacă de mulți, trebuie să plătim cât mai puțin, să luăm cât mai mult, este o viziune primitivă. V-am spus, am ieșit pe plus până acum, eu sunt cel care a spus aceste cifre, dar trebuie să ne gândim cum putem și noi contribui. Și Uniunea Europeană trebuie să fie un proiect, și este un proiect, de pe urma căruia la final trebuie să câștige toți. Nu se poate ca unii să câștige și unii să piardă și să vrem noi mereu să câștigăm în dauna celorlalți. Când merg să reprezint România în Parlamentul European, vin mereu cu soluții care sunt bune pentru România, dar care sunt acceptabile pentru toți ceilalți, fiindcă dacă ești primitiv și spui merg în Parlamentul European să reprezint România, să vin cu soluții care sunt rele pentru toți ceilalți, vă garantez că vei avea în favoarea ta poate 10 voturi din țara ta, dar vei avea sigur cel puțin 650 de voturi din cei 700 de europarlamentari din alte țări împotriva ta. Dacă spui vin aici să slăbesc Uniunea Europeană, să slăbesc politicile europene și apropo să vă facă rău tuturor și să obțin beneficii pentru țara mea și să fie rău pentru voi toți. Vei fi izolat, vei fi marginalizat, nu vei putea obține nimic nici pentru țara ta. Deci și noi cred că trebuie să depășim acest complex și să negociem de la egal la egal, soluții, repet, europene. Pentru asta trebuie să te intereseze situația din țara ta, dar trebuie să te intereseze și să cunoști în egală măsură situația din celelalte state și să ajungi, repet, la soluții care să fie bune pentru tine și bune pentru ceilalți. Și cred că acesta este și spiritul european. Multe din lucrurile pe care le-am făcut sunt bune pentru noi, dar sunt bune și pentru oameni din Polonia, din Italia, din Franța, din Spania, din Germania și așa e corect să fie. Așa cred că trebuie să fie Uniunea Europeană. La continuare la întrebările adresate și sugestiile, bineînțeles. Da. Aș vrea să continui puțin această discuție. Cred că merită să ne uităm la modul în care ne dorim noi să evoluăm în România. Și e vorba de care e perspectiva pe care o vedem într-o Românie puternică, într-o Europa puternică. Și aici cred că marea miză este într-adevăr dacă este o chestiune de tip România versus Europa. Sau este de fapt România în Europa și ce putem câștiga. Și o să încerc să fiu foarte specific aici. Dacă România și-ar dori cu adevărat să aibă niște beneficii pentru antreprenori, pentru companii, pentru tot ceea ce se întâmplă, și să înțeleagă conceptul de piață unică cu adevărat și ar exista cu adevărat această înțelegere, atunci obiectivul fundamental pe care România ar trebui să aibă de ieri era aderarea la zona euro. Nu există ceva mai bun pentru antreprenorii sau firmele din România decât să le scadă costul de finanțare cu, nu știu, 5, 6, 7% brusc. Problema e că România este într-un sistem de tip stop and go, în care facem niște pași înainte, că ne mai împinge puțin Uniunea Europeană, după aia iar o luăm înapoi, schimbăm miniștrii la fiecare an, n-ai continuitate, mediul de afaceri este în survival mode, deci într-o supraviețuire, mai ales antreprenorii de talie mai mică. Deci, practic, este o activitate în care suntem în mare măsură reactivi.
Și asta este ceea ce trebuie cumva să înțelegem. Există încă o bună parte, inclusiv din politicienii în România, care se uită să vadă ce mai zice Bruxelles. Sau ce a mai făcut Bruxelles. Sau ce s-a mai adoptat în legislații. Legislația, așa cum bine știm din Parlamentul European, ăștia care am scos capul și am fost acum incapabili în ultimii ani să negociem și pentru România și pentru Europa lucruri, legislația nu se face de un an pe altul. Încep cu 5 ani, 7 ani înainte niște anumite lucruri, cu excepția poate crizelor, unde într-adevăr trebuie să te miști repede ca să poți să vii cu niște măsuri rapide. Dar noi în Parlamentul European, bun, hai să nu generalizez la Siegfried, eu în Parlamentul European am avut dosare pe care le-am negociat în numele Parlamentului European unde n-aveam poziție națională. România nu avea o poziție națională pe o anumită tip de act normativ. De ce? Pentru că se schimbase ministru, pentru că ministrul era ocupat de primăria capitalei în loc să fie ocupat de copii. Adică sunt lucruri care la noi în România nu mai surprind pe nimeni. Dar eu nu aveam poziție ca europarlamentar, președinte de comisie. Și atunci revin că e o legătură și cu partea de exporturi. Dacă noi suntem reactivi și așteptăm să vedem ce mai scoate Europa, în loc să ne gândim cum putem beneficia de ceea ce face Europa și a avea o acțiune concertată, mediu de afaceri, guvern, europarlamentar, pentru a obține niște lucruri concrete, atunci nu putem să ne plângem. Și asta este, de fapt, zona. Din PNRR, ca să fiu foarte clar, eu am fost cumva implicat în chestia asta și să știe mai puțin. Știți că avem 500 de milioane de euro alocare inițială pentru semiconductori. După Eli, proiectul cu laserul de la Măgurele, era a doua cea mai mare o chestie faină pentru mediul de afaceri și zona de inovare în România. 500, jumătate de miliard de euro, semiconductor. Nu poți să atragi cu banii ăștia un foundry, adică să creezi un proiect de ăla de miliarde, cum atrag americanii. Dar puteai să-ți pui o bază care să permită într-adevăr să construiești în jurul ei. Și au venit niște companii private. A venit Continentalul, Bosch și încă ceva și ele împreună au pus proiecte de, nu știu, să zicem, undeva la până în 100 de milioane de euro din banii ăștia. Și am intrat într-un proiect paneuropean și da, ne bucuram și noi că putem într-adevăr avea un domeniu de tehnologie de vârf unde să creăm un breakthrough. Din păcate lucrurile s-au fâsâit, în afară de acele proiecte și câteva mici proiectele ale universităților care sunt parteneri secundari, când s-a făcut revizuirea PNRR-ului, s-a constatat că nu avem proiecte și s-au tăiat din banii pe semiconductor. Pentru mine asta a fost una dintre cele mai puternice lovituri pe care le-am avut în materie de ce mă așteptam și ce speram, ce visam și ceea ce se întâmplă. Să ai jumătate de miliard, să ai pe un domeniu care, exact cum spuneți, este de mare prioritate și tu să nu fii capabil să-i folosești, deși mediul de afaceri îți dă semnale, te împinge, ai un minister al economiei care era favorabil, deschis, dar tu să te împodmolești cu chestia asta, asta înseamnă că nu am ajuns încă la nivelul de sofisticare politică și societală ca să fructificăm aceste oportunități. Pentru că mi s-a spus cel puțin mie, domne, am fost surprinși. De ce am fost surprinși, dragilor, când eu cu Siegfried tot spuneam de nu știu cât timp și anunțasem guvernul României că vine planul, că are piloni, că o să avem transfrontalier. Lucrurile astea se știau. Mediul de afaceri venea la guvern și zicea, băi, dar uite, știi, nu știu, se poate face. Unde vreau să ajung? România este încă într-o abordare de tipul ce mi-iese de la Uniunea Europeană. Asta e realitatea. România nu înțelege încă, nu înțelegem cu toții, pentru că nu vreau să se înțeleagă că eu sunt mai presus de chestia, dar nu există o înțelegere comună cu privire la faptul că dacă noi vrem să devenim un hub de talent la nivel european, un hub de tehnologie la nivel european, o oază prin care să fim într-adevăr contributori direcții la direcția aceasta de tranziție dublă verde digitală. Pentru asta sunt discuții de parteneriat atât bilateral cât și dintre unul Uniunii cu bugete care sunt bugete nefolosite de România. Multe din acțiunile bilaterale de cercetare, de proiecte paneuropene nu sunt legate de politica de coeziune cum am avut noi acum. Noi nu suntem capabili să folosim resurse care ne stau la îndemână dacă ne-ar vedea parteneri serios. Și singurul proiect pe care l-am avut paneuropean, unde am primit bani să construim ceva dintr-o arhitectură paneuropeană care a fost Extreme Laser Infrastructure de la Măgurele, s-a lăsat cu faptul că România a fost dat afară.
A fost dat afară ca partener, acum a reușit să recupereze statutul de membru cooptat, sau cum se numește, și asta ți arată, de fapt, cum e cu noi și cu oportunitățile la nivel european. Dar, repet, cel mai simplu obiectiv, care nu e sofisticat, n-are nimic, este aderarea la euro. Ca să aderi la euro, trebuie predictibilitate și transparență fiscal-bugetară, trebuie să stabilești niște limite în ceea ce privește cheltuielile publice, trebuie să nu te mai joci cu țopăiala, cu ce se întâmplă în mediul de afaceri și să îți păstrezi o traiectorie stabilă. Pentru asta nu ai nevoie decât o mică antantă politică care să zică, băi, chestia asta o lăsăm ca obiectiv de țară. În acest moment, Ministrul de Finanțe l-am auzit declarând de unăzi că e 2028, dar nu se știe sigur. Și asta este o tragedie din punctul meu de vedere, mai mare decât că ne uităm noi la Uniunea Europeană, că nu ne dă. Dacă noi nu fructificăm ce avem prin tratat ca drept să aderăm la euro, și asta e și drept și obligație în același timp, ce pretenție putem să avem să ne ajute Europa? Dacă nu te ajut singur, n-ai cum să speri de la altcineva că te ajută. Mulțumesc. Mulțumesc. Din câte știu, primul termen a fost 2019. Da. Pentru intrarea în zona euro. Vă rog, dacă mai aveți un comentariu. Da, am de fapt, e o bucurie pentru mine totuși că noi discutăm niște lucruri care sunt, am putea să le numim first world problems, da? Adică sunt probleme pe care le are lumea civilizată. Însă cred că anul acesta Uniunea Europeană este realmente într-un pericol, mai ales dacă ne uităm la ce se întâmplă în general pe lumea asta, vedem conflicte în creștere, vedem competiție economică mult mai puternică din partea a Chinei, competiție tehnologică, deci cred că lucrurile ar trebui să fie luate foarte în serios, mai ales anul acesta și mai ales înainte de alegerile care sunt și pentru Parlamentul European și în foarte multe țări europene și trebuie să avem grijă cu ce votăm, pentru că lucrurile pe care le luăm drept garantate nu sunt chiar așa. Voiam doar să adaug niște lucruri, să pun lucrurile un pic în perspectivă ceva mai mare. Dacă România nu ar fi fost în zona aceea de atracție europeană înainte și după aderare, după 95, România ar fi fost ce este astăzi Belarus. Deci l-am fi avut pe Ion Iliescu în mandatul al 15-lea, așa cum este Lukashenko acum. Cum ar fi arătat economia românească cu Lukashenko la putere sau Ion Iliescu? Da? Dacă ieșim din Uniunea Europeană și există voci în România care spun asta, că am putea să ieșim din Uniunea Europeană pentru că ne pierdem suveranitatea și suntem o colonie. Ne-am întoarce exact acolo unde sunt Belarus sau Georgia sau Armenia sau Azerbaidjan cu amenințări sau Republica Moldova, care e un exemplu cât se poate de apropiat de noi. Deci am fi într-un pericol de moarte, da? Nu numai economic, ci și militar și din multe alte puncte de vedere. Și chiar rămânând în Uniunea Europeană, pentru că deja acum când se vorbește de suveranitate și să nu mai fim o colonie, lumea se uită la ce se întâmplă cu Ungaria, unde regimul lui Orban nu vrea neapărat să iasă din Uniunea Europeană, dar vrea să joace după propriile lui reguli. Ce înseamnă asta pentru economia Ungariei? Adică noi acolo vedem un regres. Vedem că România a depășit Ungaria la unii indicatori economici și asta este și din cauza că mediul economic din Ungaria este de fapt controlat de o rețea de oligarhi din jurul lui Orban. Asta este modelul pe care vrem noi să-l urmărim cu intențiile de suveranitate. Deci, cred că este foarte important anul ăsta să ne luptăm cu toții pentru mai multă Europa, pentru mai multă libertate, pentru regulile pe care le are Uniunea Europeană și principiile și ideile după care a fost fondată și trebuie să ne trezim un pic. S-ar putea întâmpla ca în competiția asta foarte puternică pe care o avem mai ales în domeniile de tehnologie să trebuiască să regândim inclusiv politica de ajutor de stat. Se vorbește de friendshoring sau homeshoring, să-ți construiești cât mai multă tehnologie în
țări prietenoase, în cazul nostru în interiorul Uniunii Europene, pentru că dacă am învățat ceva din experiența ultimilor ani, este că dacă depinzi de un regim autoritar cu furnizarea unui serviciu sau unui bun vital, atunci presiunea este politică și amenințarea este mult mai serioasă la integritatea țării tale. Deci nu trebuie să riscăm să ajungem dependenți de China, așa cum am fost dependenți de Rusia pe gază. Mulțumesc foarte mult. Sunt lucruri extrem de importante. Vedeți, din păcate, diferența dintre realități și percepții este foarte mare. Și publicul are percepții diferite față de cifre. Pentru că cifrele arată, cum am văzut în acest studiu, plus ceea ce s-a făcut, ce ați vorbit foarte mult despre bani, investiții, fonduri europene, dar publicul la nivel european este nemulțumit. Și aici e datoria politicienilor să se adreseze acestor oameni și să explice, să țină cont de nemulțumiri. Pe de altă parte, că spuneați ce s-ar întâmpla cu o țară ca România, ca dacă n-am fi intrat în Uniunea Europeană, nu eram departe de Republica Moldova ca nivel de trai acum, asta este foarte clar. Dar mă gândesc alte state, adică cele mai puternice, mai populate țări și dezvoltate ca putere economică din Uniunea Europeană, Germania, de exemplu, sau Franța, sau Italia, au puterea să reziste singure în fața Chinei? Dacă n-ar fi piața comună europeană, o țară ca Slovenia, ca Estonia, sau Lituania, sau România, cum ar rezista, câte săptămâni ar putea să reziste în fața unei avalanșe de bunuri care ar veni din China, de exemplu. Cât ar putea să rezist? Ce economie ar mai avea? Pentru că, vedeți, mulți se plâng și nu, n-au rațiune. Adică are rațiune, spun, birocrația europeană ne stânjenește foarte mult. Fără această birocrație europeană, ar cădea toate standardele și ar deschide o piață comună pentru produse extrem de ieftine, dar foarte slabe calitativ, care ar inunda piețele și nu ar putea nimeni să supraviețuiască cu producția locală în fața acestor lucruri. Deci sunt multe aspecte aici, dar legat de... Și o să mai dau cuvântul, mai avem întrebări. Doar un singur aspect, pentru că a fost dat publicității ieri, un studiu făcut de Consiliul European pentru Afaceri Externe, care arată cam care sunt percepțiile la nivelul la 12 state cu 3 sferturi din populația Uniunii Europene. Și au doar o întrebare. Au întrebat, pentru că s-a vorbit aici ce înseamnă să ai politici, domenii care nu sunt ale Uniunii Europene, cum a fost criza COVID, sănătatea nu este în portofoliul Uniunii Europene, este portofoliul național. Dar atunci cetățenii au cerut mai multă Europa în sănătate. Și ați vorbit în studiu despre ce ar însemna sănătatea și medicamentele. Acum, întrebarea a sunat, credeți că Uniunea Europeană a jucat un rol pozitiv sau negativ în pandemia COVID-19? Răspunsul la nivel media europeană este 31% pozitiv, 35% nu știu, 35% spun că nu. Și aici să vă dau puțin. Portugalia este cu cel mai mare răspuns pozitiv, deci Uniunea Europeană a jucat un rol pozitiv, spun portughezii, 56%. Spaniolii pe locul 2, foarte loviți de pandemie, 42%. Italia, 32% spun că Uniunea Europeană a jucat un rol pozitiv. România este pe ultimul loc în acest răspuns, 20% spun că Uniunea Europeană a jucat un rol pozitiv, 50% spun că a jucat un rol negativ. Da, exact. Deci,
este... Deși de fapt au venit fonduri europene, a venit vaccin, s-au flexibilizat regulile la accesarea de fonduri europene pentru ca banii să poată veni acolo unde e nevoie, deși rezultatele au fost foarte clare, mai gălăgioși au fost cei care au spus trăznăi și aceste lucruri trebuie combătute. De aceea cred că doamna nu ți-o are dreptate când spune. Oamenii trebuie știat, voi trebuie să informăm oamenii cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Uitați-vă cum i-am informat, 20% au această percepție. Și vă dați seama că, deci, mă rog, alte întrebări dacă avem din sală, vă rog. Vă rog, acolo știam. Mai avem un sfert de oră. Corina Negrea, sunt Radio România Culturală, emisiunile de știință. Asupra a două aspecte aș vrea să mă opresc. Sănătate. Sigur, mai multă sănătate din Uniunea Europeană și o politică comună în domeniul sănătății, dar este posibil câtă vreme în România infrastructura, în primul rând, este cum este? Adică noi nu facem prevenție, că nu avem programe, că nu finanțăm programe de prevenție. Pe de altă parte, nici nu putem trata toți oamenii bolnavi, că nu avem spitale suficiente. Și al doilea aspect asupra căruia m-aș opri este cel legat de cercetare, mă rog, și educație, vin la pachet, sunt mână în mână. Cercetarea dumneavoastră se referă la cercetare fundamentală sau la cercetarea aplicativă și la transferul tehnologic? Pentru că aici iară stăm foarte prost. Adică România e, cercetarea din România este subfinanțată. Nu e niciun secret pentru nimeni. Prin urmare, nu prea poți să fii competitiv în cercetare dacă nu finanțezi cercetarea fundamentală, că de aici pleacă totul. N-ai ce să transferi în industrie dacă nu faci cercetare fundamentală. Și din acest punct de vedere stau și mă întreb, această subfinanțare a cercetării fundamentale nu este o vulnerabilitate sau n-ar putea deveni o vulnerabilitate și pentru Uniunea Europeană? Că e clar că pentru noi nu e foarte bine. Mulțumesc. Sure, I can have a first go. So thank you very much. All the three issues you mentioned, health, research, education, these are all public goods. And as I mentioned at the end, this is one area where the EU can really add value because this is something that's beneficial for everybody, not just for Romania or each specific country on its own. And so starting with health, you mentioned poor infrastructure and so forth, but what the EU could do here is to support with, let's say, joint procurement of scanning machines and so forth, because these are the most important machines to actually screen for diseases, and these are expensive. These need to be replaced every 5 years and so. And with joint procurement, we can achieve perhaps lower prices across the EU, and also to ensure distribution. Perhaps there could be guidelines on how many machines there are per certain area and so forth. These are ideas we put in the report. Also, with regards to research, you asked about fundamental or tech transfer. There's really a role for the EU, I would say, in the fundamental research part, because this is where the private sector doesn't invest. We know that fundamental research is needed, but the returns are not immediate. And so this is where the greatest gains are, and is to do fundamental research at the EU level to invest. And the EU already has some instruments. These instruments could be broadened. There could be more collaboration across countries, and also more incentives to bring the private sector in, let's say, through seed money. We just completed a study on the cost of non-Europe in the area of health 2 weeks ago. And there is a chapter on research and development. And here we have some arguments about where the EU could do more. We make comparisons with the US, Japan, and China, because it's very important to keep this global perspective, as another participant mentioned. It's not just about we need to do better, but how we can do better at the EU. And it's not just also economic. We also have to think about the social relevance, environmental impacts. Environmental impacts are also very important for health. The pharmaceutical sector is also contributing to environmental waste. So we need to also be thinking about how we can develop better interventions that respect the environment. And of course, fundamental rights, the right to have access to healthcare, which is in the social pillar. Thank you. Pe partea legată de sănătate, aș vrea să introduc o aserțiune care poate naște controverse. Nu este o problemă de bani. Deci, vreau să spun asta cu toată responsabilitatea.
Construcția de spitale nu o poți motiva în această țară la ce oportunități de finanțare există și au existat, că a fost o problemă de bani. Problema este mai degrabă legată de capacitatea administrativă și de interesele politice și mai ales de acest mers cu intermitențe al politicilor în general publice. Deci la noi, nu avem niște politici coerente. La noi, cum vine cineva, mai vine cu o idee, se schimbă schimbarea și se oprește reforma sau investiția respectivă. Ce vreau să spun este însă, și asta este iarăși ceva ce ar fi bine să înțelegem și la nivel european se tot discută, că nucleul sau punctul central al sistemului de sănătate nu sunt spitalele. Știu că poate suna aiurea. Pentru noi în România sunt spitalele, pentru că ajungem la spitale în lipsa unor alte filtre. Da, ajung, exact acolo ajung. Deci chiar vreau să vă dau dreptate, deci să știți. Ideea este ceea ce noi în România avem nevoie este să putem avea, de exemplu, un sistem de medici de familie care să fie funcțional. Să putem avea ceea ce acum este finanțat și asta este ce am luptat prin PNRR, să ai centre medicale comunitare, mai ales în zonele rurale, mai ales în zonele cu vulnerabilități. Pe educația și grija timpurie pentru copii, tu ai încă în România, statul UE, cu mari pretenții, între 11 și 13%, astea sunt statisticile oficiale pe care le citesc din planul de acțiune privind garanția europeană pentru copii, de copii care nu sunt înscriși la medicul de familie. Deci ai niște probleme de bază, deci nu discutăm numai de rachete, discutăm de faptul că nu ai încă niște elemente fundamentale legate de parte de prevenție și de evidență a copiilor și a persoanelor în sistemele naționale. Știm că a existat acea chestiune cu cardurile de sănătate, știm cum s-a implementat și unde s-a ajuns, dar realitatea este în acest moment că noi nici măcar nu avem date adecvate cu privire la care este... În ce măsură românii folosesc serviciile existente de prevenție și în ce măsură există acel non-take-up, adică deși ai putea să folosești serviciile respective, de ce, care sunt motivele, cauzele pentru care nu le folosești. Și la nivel european, chestiunea asta legată de faptul că nu doar trebuie să ai serviciile, dar se pune întrebarea dacă ele există, de ce nu le folosești, aici devine foarte interesant. Există la noi în țară și nu numai la noi în România, ideea aceasta de stigmat. De exemplu, serviciile care sunt legate de sănătate mentală. Asta este un flagel în România. Depresia, suicidul în creștere, în rândul tinerilor. Astea sunt niște lucruri care sunt fundamentale. Dar la noi în țară, nu doar că nu ai serviciile dezvoltate, dar ai și o chestiune de evitare de a le folosi. Bine, unde vreau să ajung pe scurt este că la nivel european acestea sunt preocupări. Avem sprijin pentru investiții și pe partea de prevenție și pe zona de spitale sau sistem sanitar, dar pe care încă nu le folosim la nivelul adecvat. Deci este mai degrabă o problemă de politici naționale decât de problemă de politici europene. Mulțumesc foarte mult. Mă gândeam acum, văzând, pentru că ați vorbit despre costuri costul non-europei, mă gândeam să... Am văzut câteva evaluări, dar probabil că ar fi bun un studiu independent care este costul non-apartenenței României încă la spațiul Schengen pentru economia României și pentru economia euro, evident, pentru economia europeană, pentru că sunt multe companii europene care sunt în România și suferă ca și fiecare cetățean român de faptul că avem acest obstacol care este un eșec la nivel european și trebuie să o spunem, oamenii să înțeleagă despre ce este vorba. Bun, acum... Eu am spus-o pentru prima dată în urmă cu două zile și cred că trebuie să o spunem, aceasta e realitatea. Cea mai bună soluție, cea mai sigură cale pentru ca România să intre cât mai rapid în spațiul Schengen pe deplin este ca actualul cancelar al Austriei să piardă următoarele alegeri. Acesta este adevărul, fiindcă realitatea este Comisia Europeană, 26 din 27 de state membre, majoritatea covârșitoare în Parlamentul European. Toți spun România, Bulgaria îndeplinesc criteriile de aderare. Noi știm că le îndeplinim. Deci, în ciuda tuturor eforturilor, a negocierilor, în spirit european, cum am spus, domn politic populist, aflat într-o situație dificilă, cu un partid aflat pe locul 3 în sondaje, măcinat de
scandaluri interne de corupție, fost cancelar al Austriei, condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru o mulțime de trăznăi. Sigur, în Austria, cele trei mari partide toate s-au opus aderării României la spațiul Schengen. Partidul anti-european, partidul de centru-dreapta și partidul socialist, niciunul dintre ele nu s-a exprimat în acum favoare, dar evident că avem de-a face cu un prim-ministru populist care gândește în logica națională și vă spun, nu avem ce să ne reproșăm. Uniunea Europeană e cu noi, omul nu reacționează la nimic constructiv european, îndeplinim toate condițiile, pun la noi, la noi, pun la el, la el, calea cea mai bună e, repet, să piardă alegerile, dar nu trebuie să subestimăm faptul că importanța aderării pe 31 martie cu aeroporturile și cu frontiera maritimă, anul trecut au zburat din România spre spațiul Schengen și s-au întors în România din spațiul Schengen prin aeroporturile României 12 milioane de cetățeni, în principal români, dar și cetățeni din alte state membre ale Uniunii Europene, dar și din afară. Sunt puțini? Nu, eu cred că sunt mulți. 12 milioane de oameni care, începând cu 31 martie, nu vor mai trebui să arate pașaportul la frontieră. Deci e un succes, contează, e o primă etapă, dar mai ales pentru economie și asta cred că încerca domnul Ioniță să ne spună și are dreptate, mai ales pentru economie, costul reducerii, adică reducerea costurilor va veni prin aderarea cu frontiera terestră și trebuie să o reușim cât mai curând posibil. Dar nu aveți nicio garanție că după alegerii... Ce altă soluție aveți? Aveți o soluție? Eu n-am soluție. Păi, așa... Vă rog, după atare are domnul Păzlaru vreo soluție. Ce vreau să menționez este că singurul partid care susține aderarea României la Schengen din Austria este partidul Neos, care e din familia mea politică și care are 5% în creștere. Da. Ceea ce vreau să spun acum este însă ceva ce poate veți considera răutăcios, dar nu este răutăcios, este de fapt realitate. Eu cred că pe lângă așteptarea legată de faptul că se pot pierde alegerile în Austria și atenție, temerea pe care o împărtășeam mai devreme era că poate ies extremiștii și atunci am pupat Schengen-ul pe frunte. Problema pe care eu o văd aici este presiunea pe care România o face în Consiliu. Pentru că Austria poate fi constrânsă. Austria are nevoie de lucruri la nivel european, pe diverse dosare, în diverse feluri, are interese. Presiunea pe care în Consiliul European, deci celelalte state, celelalte capitale o pot face pe Austria, este o chestiune vitală. Eu nu cred, și am mai declarat și eu asta, este că eu nu cred că problema noastră cu Schengen e Austria. Problema cu Schengen este problema modului de decizie la nivel european și eu sunt clar în favoarea adoptării unei majorități calificate și renunțarea la unanimități și ca Uniunea Europeană să fie o statică. Și dacă este o problemă a Uniunii, nu cu Austria, pentru că eu nu cred că am treabă cu Austria. Eu nu sunt supărat pe austrieci. Problema mea este că am un mecanism european care nu ne respectă niște drepturi. Și cred că presiunea pe care trebuie să o facem la nivel european asupra Austriei este foarte mare. Ei, și aici este de fapt cireașa de pe tort. Problema este că toată influența politică a României la nivel de vârf în Consiliu, acum, este pentru obținerea unei poziții europene. Este pentru obținerea unei poziții NATO sau în UE la nivel de vârf și nu pentru presiunea pe Austria să intrăm în Schengen. Și nu le poți obține pe amândouă în același timp. Hai să ne înțelegem. Fie foarte clar. De ce nu? Nu le poți obține în același timp pentru că în momentul în care îți pui toți talanții pe o chestiune, cum ar fi pe Schengen, nu poți să ceri în paralel și un job. Încă o dată, nu discut de faptul că României nu i-ar prinde bine să avem o poziție de top. Asta vine de la sine înțeles. Problema este că nu poți negocia prea multe lucruri în același timp. Iar eu nu am văzut presiunea aceasta pe Austria, am văzut însă, mai ales în ultima vreme, presiune pe obținerea unei poziții. Și asta cred că trebuie totuși... Ceea ce nu e rău. Să avem o poziție, asta vă mai refer. Nu, da. Poate nimeni să spună că e rău. Mai sunt comentarii, dacă nu mai avem întrebări. Da. Suntem la final cu timpul și vreau să ne încadrăm pentru că avem oameni care... și-au planificat. Doar 2 minute ca să închidem această ultima întrebare și vă mulțumesc.
Bună ziua! Aș vrea în primul rând să încep oarecum prin a mă întoarce din nou la bani, într-un fel, dar nu cu scopul de a scoate ochii din nou cu bani, pentru că cred că vorbim prea mult dintr-o traumă comunistă în care nu am avut bani și acum suntem disperați după bani, și aș vrea să subliniez din perspectiva mea ca tânăr că pe lângă acești bani care au intrat la noi, au intrat și foarte multe update-uri, tool-uri, expertize și sfaturi pe care, așa cum le-ați menționat și voi până acum, nu prea au fost luate în considerare sau au fost luate superficial. Și tot în ideea asta de superficialitate mă gândesc că e dezamăgitor să criticăm Uniunea Europeană, deși avem atâtea resurse pe care putem să le folosim, în condițiile în care noi nu suntem capabili să ne uităm la segmentul de populație care e în sărăcie. Noi vrem să upgradăm și să creștem inovația digitală sau verde în condițiile în care majoritatea oamenilor încă se încălzesc cu butelia de gaz sau nu au un bec ca lumea sau e extrem de periculos să îi avem, adică nu le oferim siguranța necesară din niciun punct de vedere, pe lângă segregarea pe care Dragoș deja a menționat-o. Asta ca prim aspect. Ca al doilea aspect pe care aș vrea să-l menționez este că ar fi cazul să realizăm că majoritatea... Am vorbit foarte mult de cercetare, ceea ce sunt, din nou, ca studentă, care sunt în anul 3 și acum trebuie să-mi fac licența, trebuie din nou să mă uit, să caut statistici, să caut research-uri și așa mai departe, ca să pot să-mi desfășor lucrarea. Și majoritatea de resurse pe care le găsesc pe site-urile oficiale ale Uniunii Europene, pentru că la noi nu se derulează. Sau, inclusiv în statisticile de pe Eurostat sau alte platforme, România are no data. Ceea ce mi se pare dezamăgitor, pentru că ne plângem și societatea civilă și politicul se plânge permanent că nu avem date, dar nici nu investim în lucruri fundamentale cum ar fi statistici, educație, cercetare, inovație și așa mai departe. Și nu dau vina pe Uniunea Europeană, dau strict vina pe faptul că suntem lăsați cumva într-o ceață din foarte multe puncte de vedere și ne focusăm pe lucruri superficiale când rădăcinile noastre încă sunt nestabile. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Ne-am apropiat de sfârșit. Mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile și pentru participarea dumneavoastră, extrem de utilă. Dacă vreți că trebuie să mergeți și adresați o întrebare după... Bine, nu, e în regulă, era foarte important după Congresul Popularilor Europeni acea absență la vot, da, a cancelarului Austriei. Cumva mi se pare încurcată treaba, dar o să o lămurim altă dată. Pentru... Sigur. Da? Da? Vă răspundem în paralel, nu e subiectul dezbaterii, că nu, dar corect, s-a tot discutat, da. Da, vă răspundem, da. Adică, mă rog, pot să spun într-o frază acum, dacă există întrebarea. Noi ne-am propus la Congresul Partidului Popular European să avem obiectiv asumat în programul electoral al Partidului Popular European de a susține aderarea completă cât mai curând posibil a Bulgariei și României la spațiul Schengen. Acest lucru e important deoarece Partidul Popular European va câștiga alegerile la nivel europarlamentar. Vom forma după aceea o majoritate cu partidele pro-europene, cu socialiști, cu grupul Renew al lui Dragoș Pâslaru și e important ca acest obiectiv să fie pentru programul de lucru al Comisiei Europene asumat de cea mai importantă familie politică. Asta ne-am propus la București, asta am reușit. Despre austrieci, au vrut să voteze inițial împotriva acelui document, după care cu o zi înainte de vot ne-au anunțat că se vor abține. Regulile de procedură ale Partidului Popular European spun foarte clar, abținerile nu constituie voturi valabil exprimate. Ca atare, când a avut loc votul, președintele Partidului Popular European pe scenă, în văzul tuturor, a întrebat cine e în favoarea programului electoral, multă lume a ridicat mâna, cine e împotrivă, nimeni nu a ridicat mâna, după care el a concluzionat pe scenă, în văzul tuturor, programul a fost adoptat în unanimitate. Nu s-a întrebat despre abținere, fiindcă nu sunt considerate voturi valabile exprimate. Austriecii, nu știu dacă au ridicat mâna la plus, cred că nu au ridicat-o sincer, sigur nu au ridicat-o la împotrivă, că nu a fost niciun vot împotrivă, cred că ar fi
intenția lor a fost de a se abține, dar regulile de procedură spun foarte clar, abținerile nu se vor valabile exprimate, de aceea s-a considerat unanimitate. Dar a fost o chestiune tacită a lor, după care, la o zi după, el a spus, nu s-a schimbat încă nimic. Cancelarul, deci asta e situația, asta e realitatea pe deplin transparent, cu plăcere mai multe detalii. Mulțumim frumos, mulțumim Mina pentru raport și altă dată așteptăm din partea cercetării Parlamentului European. Mulțumesc dumneavoastră și vă aștept în continuare la alte dezbateri.